Alteța sa regală, principele Radu al României, se află într-o vizită în Republica Moldova. În această după-amiază, Alteța sa a avut o întrevedere cu premierul Dorin Răcean. Carina Müller se află acum la guvern și vine cu mai multe detalii despre agenda vizitei la Chișinău a principelui consort. Carina, bună seara, te ascultă! Bun găsit, Vadim, doamnelor și domnilor, o zi importantă pentru diplomația de la Chișinău. Vizita Alteței sale regale, principele Radu, s-a lăsat în prima parte a zilei cu o serie de întrevederi cu oficiali de rang înalt, precum și reprezentanții ai mediului de afaceri, mai exact 250, atât din Republica Moldova, cât și din țări membre ale Uniunii Europene. De asemenea, de precizat este că mesajul cheie al principelui Radu a fost unul ferm de susținere a Republicii Moldova și un apel la consolidarea economiei reziliente. De asemenea, în cea de-a doua parte a zilei, principele Radu a prezidat un panel cu rectorii universităților de stat din Republica Moldova, unde s-a pus accent pe dezvoltarea oportunităților educaționale. Iar acum, spre seară, principele Radu a avut o întrevedere cu premierul Republicii Moldova, Dorin Răcean. Și în cadrul acestei întâlniri, principele Radu a subliniat sprijinul constant pe care Casa Regală l-a oferit de-a lungul timpului Republicii Moldova și acest sprijin constant și ferm de susținerea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova. De asemenea, Alteța sa regală a subliniat legătura istorică între Casa Regală Română și Republica Moldova. De precizat este că într-un interviu oferit în exclusivitate pentru TVR Moldova, Alteța sa regală principele Radu a declarat că în următoarele luni alături de Majestatea sa Margarita Custodele Coroanei vor efectua o serie de vizite unde atunci când vor face un tur de forță al universităților de stat din Republica Moldova, inclusiv în municipiul Bălți. Atât de aici